genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Nu știu ce vrea să facă guvernul ăsta. Deci ăștia cred că sunt nebuni la cap. Bine, mai puneți taxă și pe aerul pe care îl respirăm. Că vorba aceea, îmi spunea cineva astăzi foarte interesant. Zice, oricum era, a mai fost taxă pe fumărit. Și nu făceam, zic bine, pe fumărit, când au pus fanarioții, nu știu ce, case, așa. Și ce, păi da, uitați-vă, că și cu termocentralele alea scot fum, poluare, nu știu ce, taxele pe poluare, îi fumărit, de fapt. Mă, și am zis, da, a, băi, cum se învârte roata asta, fie roata și pătrată, tot se învârte ea odată, știți? Deci, tot s-a învârtit roata, mă, dar a căzut iară, taman, cum nu trebă când trăim noi, știți? Pentru că dacă stai, mă, dacă îți cumperi o mașină, îți pun 20.000 de taxe. Cu o mega nesimțire. Da? Bun. Și tu ar trebui să o plătești o viață. Bun. A, ok. În benzină ți-au pus nu știu câte taxe. Vor să le mărească acum, române. Ai grijă. Fii atent. Vezi că Ponta te-a mințit. Dacă bagă taxe în benzină și crește prețul la carburant, clar o să se ducă în sus toate. Pentru că el mai mic butic din România asta, da? Îl mai prepădit butic trebuie să-și aducă ciocolata, cafeiu, berica, dohanu, pita, mezelurile, iaurtul, toate le aduce cu o mașină, mă, cât de mică, cât de mare, și atunci mai pune ca să-și acopere, dar nu o fi nebună la să facă muncă în folosul comunității, dar buticarul. Trebuie să-și pună un adaus comercial mai mare. Deci tot ceea ce vine ea să-mi spună Ponta și tot guvernul și parlamentul USL pe care l-am ales în integritatea lui sunt minciuni, fraților. Pentru că în momentul în care crește prețul la energie electrică, gaze naturale sau carburant, automat cresc prețurile la noi. Și atunci poate și doamna Câmpianu, care e chiar parlamentar de Hunedoara și ministru al muncii, să spunem. Noi o să avem grijă de pensii, să mărim pensiile, pe cuvântul tău. Doamna ministru, nu puteți să le măriți cât vreți dacă se mărește, băgați și accize la carburant, cu o mână îți dau și prin spate cu ailaltă cumva, da? Vin și așa te lovesc, așa îți dau un pumn în ceafă române, de nu o să te mai poți ridica. O să vedeți prețuri. Deci, clar că o să mărim salariul minim pe economie, da? Și ce ați rezolvat ce? Dacă măriți prețul la carburant și la una și la alta și mai puneți un impozit și mai puneți o taxă dincoace și mai puneți nu știu ce dincolo, am rezolvat ce? Nu-i la fel toată povestea asta? Oricum, deci, statul român e un mare măgar față de cetățeanul lui și eu nu contenez să spun lucrul ăsta aici. Până când mor, când nu mă mai vedeți, înseamnă că mi-e bine, dragii mei. Înseamnă că nu mai am nicio indignare. M-au liniștit total, știți? Bun, nu insist cu indignările mele. A revenit domnul Octavian Cadia, român de al nostru, care s-a întors în România după multă vreme petrecută în străinătățuri. Bine ați revenit. Bine m-am găsit. Eu descrețesc frunțile înainte să intru în emisiune. Mă indignez la început, mă enervez, le spun pale mele. Nu-i rău, așa e? Uite, luăm minutul de descrețire a frunților. Stimați telespectatori, deci o să vedeți. Știți, întotdeauna am fost fascinat de aia care mergeau cu motocicleta și zice, ai sare peste nu știu câte mașini sau peste nu știu câte lucruri puse una peste alta, peste trambulie. Bă, da, să faci chestia asta cu camionul. Parcă, e cu motocicleta, da, e riscant. O să ziceți, da, păi cu camionul. Camionul are patru roți, da? Are patru roate, da? Patru roți. E mai sigur, ar trebui să fie mai sigur. Ia uitați-vă să vedeți cât de sigur e. Oh,
Bun, ăștia-s profesioniști. Gândiți-vă când vine turcul sau belgianul sau nu știu ce nație, știți, vine el pe DN7 și zice, băi, sunt Dumnezeu la volan și îl răstoarnă sau intră, că ăsta n-avea autotren după el, da? În sfârșit. Da? Ăștia nu care autotrenuri, ăștia sunt concursuri în fiecare, și la televiziune sunt prezentate la emisiunile ESPN, se numește, da. Cel mai cunoscut canal american de sport. De sport, corect. Și acolo ai... ei, ca să umple dorințele tuturor telespectatorilor, au fel și fel de prezentări de emisiuni, concursuri sportive. Și unul dintre concursuri absolut fascinant este demararea unui tir din ăsta, de pe loc pleacă, dar trage în spate o greutate de 40 de tone, care e pe pământ, deci n-are roți, n-are nimica. Și tipul trebuie să o ia de pe loc și atunci cât de mult poate să o ducă, se măsoară cu centimetru și câștigă. De mine și că la o ridică, se ridică capul tractor. La unele, nu, sunt oarecum contrabalansate. Unele se ridică, care nu-ți vine socotite. De regulă, cei care sunt la început nu prea știu. Dar e pe bani și lumea plătește și, cum să-ți spun, e o treabă foarte serioasă. Nu să crezi că niște oameni stau acolo câte 3-4 ore, mănâncă sandwich-uri, beau bere, doar ca să vadă cum un nerod trage o bucată de pierd pe el 20-30 de metri. Asta e tot concursul. Atât, nu poate să tragă. Deci ăla e tot concursul și din asta ies bani. Atât. Tolo. Și să vezi cum prezintă frumusețea. Reporterii care filmează toată treaba au posibilitatea să se documenteze și filmează șuruburi, poziția tipului, ce muzică are, ce căști, toate, și vezi camionul cum e construit, ți-l arată din, când iese din atelier, cum modifică. Și sunt, de exemplu, ce ai văzut și aici, săritura asta. Sunt geniști care calculează și care știu legile gravitației mai bine decât noi doi la un loc și care măsoară, domne, dacă are greutatea asta și viteza asta, peste câți metri atinge cu roțe din față pământul. Și atunci construiește dâmbul ăla de așa manieră încât tu când vezi, zici, wow, să rămâi cu plombele. Am înțeles, și atunci banul iasă, da, mai gros, da, pe se scoate bani. Da. Păi vedeți, aici e marea problemă, pentru că începem Capitalism 2, emisiunea care vorbim despre capitalism. Unii au bani de nu mai știu ce să facă, știu eu, cu acești bani. Și alții săraci, după cum spuneam eu acum cu nenea guvernul ăsta, care e atât de priceput și atât de tare încât trebuie să bage taxe peste taxe ca... Mircea, vreau să stabilim niște coordonate care sunt foarte importante. Cine face banii cu munca, cu capacitatea, cu efort, cu sacrificii, cu familie în grup sau cum se întâmplă, așa? Nu spune niciodată că n-are ce să facă cu ei, pentru că știe să prețuiască ce a câștigat cu trudă. Da? Cine primește bani de la unul, de la altul și vin pământurile lui Becali, care n-a muncit nicio oaie, n-a vândut nicio oaie pentru pământurile alea și este multimilionar din tranzacții fâșfâșuri, 1990 a ajuns euro să aibă nu știu câte mii de... Așa? Acolo nu mai prețuiești bani. Acolo, uite câtă lume vezi cu BMW-uri pe drum. Hammer. În America n-am văzut în Los Angeles, poate cineva să vină să mă contrazică. Eu n-am văzut în Los Angeles pe stradă. Am stat 20 de ani în Los Angeles. Eu n-am văzut atâtea Hummer-uri câte am văzut în România. Un Hummer de ăla începe de la 40.000 la 80.000. Păi tu știi ce greu este să... De dolari? Da, dragă. Bun, consumă cât? Asta e o glumă. Între, de la 15 până la 25. Nu contează. Dar este o mașină senzațională, mă. Este o mașină la care dacă ți se zumflă o roată, automat celelalte trei contribuie și o umfle la loc, fără ca tu să dai jos din mașină. Deci este o mașină senzațională. Deci nu e adevărată. Da, glumesc. Da. Pare de vis. Pare de vis. Dar în România nu mi-am închipuit că o să văd pe străzi. Nu te supăra. Bentley-uri și... nu vezi, dom'le, nu, față de noi, față de venitul, PIB-ul românesc, mă. Ce face PIB la prețurile de mașină? De unde apar atâția bani, domne? Îți vine să nebunești. Realmente îți vine să nebunești. Un om normal, știi că se și spune în America, ce, domne, America este țara tuturor posibilităților, dar România se poate orice, zice. Deci e o mare diferență. Foarte interesant ce povesteam despre capitalism. Omul care a și devenit patron, acolo am rămas, da, cu discuția, da, data trecută. Da, am fost patron. Și cu ce se ocupa firma? În Finlanda. Patron în Finlanda. Păi am început cu mâncare, pentru că m-a învățat un mecanic auto care mă împrietenisem cu el, că indiferent de ce partid politic faci parte, de mâncat mâncăm toți.
Deci este o afacere care în orice țară, în orice vremuri, în orice condiții geofizio-politico nu dai greș. Și am început cu un restaurant dintr-o întâmplare. Nu știu dacă nu ți-am mai povestit-o. Eram electrician la o firmă. Da. Așa ți-am spus. Am trecut. Și am ajuns să iau bani împrumut de la bancă și să cumpăr un fel de drive-in era. Așa. Și acolo primul lucru care l-am învățat, aș vrea să le spun românilor care sunt afaceriști, am învățat cum să fac evaziune fiscală. Da. Deci nu rostiți cuvântul ăsta. Da, știi cum? Cum? Cu capul, nu cu mâna. Deci eu n-am băgat mâna în bani și am scos cât o încăput. Când făceam, de exemplu, socoteala la evaziunea fiscală, îmi spunea femeile care mi-au vândut negustoria, două doamne în vârstă, că de asta au vândut-o, că nu mai puteau să facă față. Mi-a spus, domnul Octavian, dumneatale, din banii care îi câștigi aici, deschideam la 6 seara și închideam la 4 dimineața. O să poți să-ți cumperi benzină, o să poți să ai haine mai elegante, o să ai marfă bună, dar în bancă nu o să ai mai mult de 100 de lei niciodată, 100 mărci era în fiecare. Și atunci zice, ca să ai acești bani, trebuie ca anumiți bani din încasările dumitale de seară să dispară. Deci, eu acum fac școală cu cei care nu știu. Au venit doamnele, nu, că nu. Și uite ce făceam. Aveam două case de bani, da? La români încă nu se poartă treaba asta. M-am interesat și eu. Una din case de bani era numai pentru inspecția financiară. Acolo nu era gardă financiară ca la noi, dar era inspecție financiară care te controla. Când veneau ăia, le arătam. Acolo vindeam ceva în jur de 40-50 de mărci în câteva ore. Deci era o vânzare normală, plauzibilă, nu eficientă, dar la limita supraviețuirii. Când plecau băieții, băgam, băgam jos, că trebuia să o arăt undeva, că o țin ca să nu cadă untură. Aveam și minciuni pregătite, știi? Așa. Nu ții la vedere ca să nu stropești cu untură, cum serveam eu acolo sandvișuri, cartofi prăjiți. Și pe cealaltă nu marcam niciodată. Deci aia era numai de decor. Cea care stătea pe masă tot timpul. Și dacă cineva venea să ceară bonul fiscal? Dădeam bon fiscal. Păi, cum să-ți spun, e ca la noi, mă. Vino la mine la Roșcani. Așa. Sau la Dobra. Când intră garda financiară sau inspecția ăștia, știi cum? Toate magazinele încep să apară cu lacătul cumpărat de 2 ani de zile. Se pune lacătul și dispar vânzătorii. Ei nu sunt proprietari. Dar dispar de ce? Ca să nu dea față în față cu realitatea. Și atunci când vine să te controleze, te-a prins dacă vrea să-și facă meseria. Acolo nu poți să dai ciubuc la controlor. De exemplu, la Roșcani a venit un tip într-o seară și a controlat-o pe tipa care vindea într-un magazin alimentar, vindea bere și se fuma și nu mă întreba ce noroi era pe jos. Și l-am întrebat, zic, ce amendă i-ai dat lui tipa? Tipul se uite la mine și mă dai și nouă, zice, trebuie să fiu prost să-i dau amendă. Cum, domnule, pe zic, nu ești controlor? Domnule, ce, eu am copii acasă, ce, eu am necaz, ce, eu dacă am 10 magazine, fiecare îmi dă câte 100, mă duc o dată pe lună ca să nu îi usuc prea tare. Eu din banii ăia am și eu un salariu onorabil, zice, ce-s prost să le dau amendă? Păi dacă ar trebui să dau amendă, aș închide magazinul, să-l aș închide imediat, zice. Dacă ar fi pe bune, corect. Da, multe din magazinele din România ar trebui închise. Da, și asta da, mă rog. Este o tragedie de ne... de neconceput. Da, să vă spun să-ți spun cu capitalismul meu, așa, că e foarte frumos. Da. Și un an de zile am trăit după cum spuneau cele două doamne. Aveam un cățel săracu și împărțeam cu el câte un sandwich, că nu aveam posibilități să măresc adică veniturile. La un moment dat, și aici vreau să subliniez iarăși ceva ce este foarte important. În viață, oricât ai fi de inteligent, oricât ai fi de capabil și oricât ai strădui, dacă n-ai și noroc, măcar un dram de noroc, nu reușești. Și în sport, și în afaceri, și în dragoste, orice subiect dacă vrei luăm, trebuie să ai noroc, domne. Norocul este un fel de întâlnire a două sau mai multe destine și tu trebuie să fii la locul potrivit, în momentul potrivit. Într-o seară, era o seară de vară și au venit trei băieți. În dimineața aceea, pe mine mă păzește un Dumnezeu undeva, eu să știi, aș putea să fiu mai credincios, însă nu-mi plac popii, îmi pare rău, să nu te zure. Dar, culmea, și... stimațele spectatori, deci gândiți-vă că vinea treia oară în emisiune și mi este simpatic, dar care ar fi problema? Așa, vreau să-ți spun că
am sărit acum de la, de la... Aș putea fi mai credincios, nu-mi plac copii, era, au venit trei în magazin. Așa? Eu sunt convins că cineva acolo sus, pe un oraș sau pe lângă Sfântul Pafnutie, care este Sfântul meu favorit, mă păzește și mă apără. În dimineața aceea, mi s-a întâmplat de vreo 4 ori în viață treaba asta și cred cu convingere și de la mama o cred. În dimineața aceea, ce mi-a venit mie, domnule, total inexplicabil, să fac curățenie. Am luat, dă, am șters pe acolo, geamuri, tot, cu, a, cu balbalux, cu verde de Paris, tot ce am găsit de mână. De Paris, așa, da. Și am avut și marfă proaspătă. Am aranjat-o frumos acolo. Aveam niște oase care n-aveam voie să le țiu în congelator. Le-am scos și le-am pus într-o lădiță jos. Totul arăta de nota 10. Și exact pe la 10, seara, trei băiețași, drăguți, așa cum suntem noi doi, mă rog, poate erau cu un an mai tineri sau mai bătrâni, și zice, dă-ne, te rog, și nouă, zice, uite, chiftelele astea, am scris acolo un fel de sandwich românesc în care puneam două chiftele cu ketchup, cu nu știu ce, pâine făcută de brutărie, cum am vrut eu, rețetă românească, ce vrem să ne dai două de astea. Am luat, am pus acolo, am aranjat, știi, și am observat, am avut și ochi, că trebuie să fii și perspicace la negustorie. Am văzut că tipul le bagă într-o geantă. Am zis, domnule, zic, probabil că le duce acasă. După aceea, dăm și plăcinta aia. Aveam niște plăcinte, când faci pâinea proaspătă, iei și faci o roată din aia, o desfaci așa rotundă, pui înăuntru niște pilaf făcut dinainte cu un fel de tocăniță, îl închizi, o lipești, o bagi în baia de ulei să fiarbă, când o scoți afară, ori o servești, ori o bagi la congelator și deasupra pui puțină brânză și un roșie și când o dai. Și aia o vindeam cu 10 mărci, mi-aduc aminte. Ce dă-ne și una din aia. Ziceam, auzi că la tine se mănâncă cei mai buni cartofi prăjiți din capitala Finlandei. Precis, asta este o garanție 100%. Ce făceam? Erau ore în care n-aveam nimic de făcut. Stăteam ca românul, cum stă țăranul român. Curățam cartofii, îi băgam într-o găleată cu apă, îi țineam un minut în friteză, îi scoteam afară și băgam la congelator. Când îi scoteai de la congelator și îi băgai ca să-i vinzi, mai țineam un minut în fierbințeala aia, erau proaspeți. Jurai că au fost atunci senzaționale. Am înțeles, deci erau prefripți într-un fel. Erau așa. Așa. Da, da. Le-am dat cartofi în sfârșit. La un moment dat am auzit că vin și muștar. Da, zic, aveam niște păhărele mici așa, am luat, le-am pus acolo. Am făcut nota de plată, au plătit. Toți trei au cerut cam același lucru. Și au plecat. Dar deja la al doilea m-am prins că și ăla băga în geantă. Mă zic, înțeleg că unul are necazuri acasă, n-are mâncare, dar și al doilea bagă în geantă. Mi-am dat seama că ceva nu părea. Poate. Așa, bun. A trecut timpul, eu, aha, cântam tot timpul pe acolo, cum suntem vesel, știi, glume, am învățat glume finlandeze, murea de râs lumea. Și după 3 săptămâni, o zi superbă de vară, n-am să o uit niciodată, 14 august. Viu să deschid cu cățelul meu, avea un Opel roșu, parchez mașina lângă... Asta era un fel de chioșc care avea vreo 4 metri. Și în jurul meu era o piațetă goală toată. Mă uit la geam, mă zic, ce sunt, a murit unul. Pe cuvânt de onoare, primul gând a fost că să chem salvarea sau să mă interesez. Mă duc, mă uit, că tot stăteam în picioare, nu râdea nimeni, dar nu erau triși, nu era nicio nu era nimeni pe jos, căzut. Parchez în spate unde aveam ușa de la intrare, descui, încep să scot lacătele, aveam lacătele la geamuri. Așa, în sfârșit, ok. Mă pregătesc ca totul, intru înăuntru, încep să pun mașinile în priză, erau multe grătare, friteuze, așa. Toate alea. Și pe la 6 și 5 așa, dar lumea deja era nerăbdătoare acolo, știi? Deschid geamul din față, că serveam la geam, nu intra nimeni înăuntru. Zice, doamna care acolo, zice, vreau 10 plăcinte din alea, 10 hamburgare, 10 cu tare, 10 cu tare. Eu zic să iau un bumb acum. Primul gând să iau un bumb? Numai da, puțin. Deci să iau un bumb. Atenție, stimați telespectatori, nu plecați nicăieri sau duceți-vă și luați bumbul, luăm publicitate, că după aia aflăm de ce. Publicitate. Am revenit în platou, stimați telespectatori, deci am rămas în momentul următor. Dimineața deschide domnul Cadia chioșculețul, multă lume care nu zâmbea, și vine prima doamnă și zice 10 de alea, plăcinte, nu știu de care. La care omul zice, ai de mine, trebuie să iau un bumb. Nu vânduse mai mult de una până atunci niciodată nimănui. Și nici n-am văzut atâta lume. Nu mi-am explicat.
În sfârșit, ca să fac povestea mai scurtă, am început să servesc și dă-i, am băgat viteză în mine, am schimbat a patra, a cincea, dă-i, nu mai știam pe unde umblam cu mâinile, cu șervețele, am mai încurcat pe acolo, am mai pus șervețele și între carne și pită. Și până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, eram și tânăr și aveam vioiciunea în mine, cățelul meu săracul cu minte, a văzut că ceva nu-i normal. Stătea pe scaun acolo și se uita la mine, mă admira, aveam un spectator. La ora 9 și jumătate seara, Mircea dragă, nu mai aveam în restaurant nici șervețele, nici scobitori. Dar nimicul, când nimicul nimicului, cum începe Bănățeanu, știi? Era curat, clean totul, gol. Explicația. Mă așez pe scaun și stau. Aveam niște, pe vremea beam whisky și aveam whisky, aveam gheață, aveam apă minerală. Îmi pun un whisky, nu se poate, domne, zic, trebuie să pun ceva calmante, interioare. Și îmi fac un pahar de ăla, știi, și stau așa, știi, și beau și... Aveam un șorț care îl scosesem de la brâu și mă ștegeam cu el și pe cap. Aveam păr mai mult atunci pe vremea aia, dar oricum eram asudat și în păr și lângă păr. Și la un moment dat vine o moacă, un tip de ăsta, un mucalit, care venea pe la mine, fusese pușcărea și mai dădeam uneori pe datorie așa câte o plăcindă. Zice, Octaviane, ce-ți pasă, ești mare! Mie, pe cuvântul meu, n-aveam chiar de râs de niciun fel, nu mai aveam puterea mine să mișc o mână. Și era departe de mine, dar venea așa, mă zic, în sara, cum a zis, când îi dau un pumn în nas, îl trântesc, era după ce lucrai o toată ziua, zic, așa. Îl trântesc acolo, dincolo de geam. E un sentiment uman, așa. M-am gândit, zic, mă, ce stâmpit eu, pentru ce să mă, ce mi-a făcut omul să mă revoluționez? Că mă lăuda, nu? Da. Și zic, auzi, zic, nu mai merge creierul așa de bine, spune-mi care-i sensul afirmației tale. Gagea zice, dar îmi dai o plăcintă pe gratis, îți dau. Dar zic, nu mai am acum, zic, vii mâine. Mâine. Scoate că un ziar mototolit și mi-l pune în față. Pe ziarul local, poza mea era mare acolo și scria cea mai sănătoasă mâncare din capitala Finlandei. Aia de cap. Am rămas mut. Ce-au făcut aia trei minunații aia care au băgat pungile în... S-au dus la laboratoare, domnule. Dar nu numai la mine, au luat vreo 15 unități din astea, din toată capitala Finlandei. Capitala nu-i mare, e vreo... Să zic, 100.000 de locuitori, nu ca noi, Bucureștiul. Finlanda are 5 milioane și ceva, de ce îți dai seama? Dar aceste restaurante sunt foarte binevenite și destul de renumite în felul lor, pentru că lumea bea până la 1-2 noaptea. Și unii nu au acasă în frigidere ca noi șuncă și brânză și ouă de casă. Și se duce la un chioș din ăsta unde dă 5 lei, 6 lei, 10 lei și mănâncă, îi dă o supă caldă, aveam și supă caldă, un lapte, șnițel, orice, ca să-și astâmpere foamea să, când mergeau dimineața la lucru, la 6. Și ăștia când au plecat să controleze, cineva a reclamat că s-au îmbolnăvit într-o familie doi copii mâncând niște cartofi acri, în alta s-au îmbolnăvit nu știu ce roșii alterate cu mucegai, la una au găsit pe pâine, au găsit mucegai pe pâine și băieții din ăștia erau studenți la Academia Comercială din Helsinki și au făcut echipa asta de control cu legitimație, erau în regulă, deci nu erau de capul lor. Ei n-au avut treabă cine ce calitate va obține sau note sau calificative. Ei au dus documala și nici nu au mai venit la mine înapoi. După vreo 4 zile au venit înapoi. Și bineînțeles că i-am omenit, știi, zic, uite, zic. Și acolo scria că dintre toate bacteriile, era o listă cu vreo 25 de bacterii, una mai năzdăvană decât alta. La mine n-or găsi nici una. Mă, nici una, mă, dă-o dracu. Zic, unde ori pleca microbea? Ba și atunci când a venit controlul microbe. Ba și atunci. Și uite așa s-a întâmplat. Și de acolo, toată afacerea mea s-a întors, uite așa, peste cap. Am început să fac, făceam câte 20 de lei, 20 de mărci pe seară, așa? De acolo am început să fac câte 200. Am început a mai cumpăra frigidere, a trebuit să mă amplific și eram singur. Pentru că angajat în plus, nu? M-am învățat să răbabele, nu faci bani într-o afacere dacă ai comparteneri. Tu trebuie să știi contabilitatea, aici învăț pe toți cei care vor să facă afaceri. Așa. Trebuie să știi cât cumperi, ce cumperi, la cât arunci, ce perisabilitate ai la marfa care o ai. Deci toate lucrurile astea sunt în capul tău. Eu pe vremea aveam, uite așa, o căpățână. Și dormeam foarte puțin, dormeam câte 4 ore și nu mai doresc niciodată să fiu patron. A fost o experiență unică. 2 ani de zile am fost patron. Deci 2 ani de zile
A mers afacerea și după aceea, când era pe val, ați vândut-o? Nu. Eu am avut o slăbiciune eternă, ar zice, cât e de mare eternitate în viața unui om, la femei. Mi-au plăcut femeile. Îmi cer scuze, părinte. Nu stați așa. În condițiile când astăzi se face ravagii homosexualitatea, pedofilia și alte deviații. Nu, numai puțin, stați așa. Deci, când zice cineva, zic, Doamne, îți mulțumesc că văd un om normal, pe cuvânt, de onoare. Da, nu, mie mi-au plăcut fetele din cauză că când am cu gitara și poate o să avem ocazia undeva să cântăm o dată. În decembrie, când facem emisiunile de regal, nu accept să nu veniți să ne cântați un pic. Sunt o fire veselă de felul meu. Actor așa îmi plăcea, mai știam poezii, mi-a plăcut limba română și știu multe poezii, în special Minescu mi-a plăcut, Topârceanu. Am scris și vreo două cântece pe mama mea a fost colegă cu Magda Isanos. Au fost într-o gașcă superbă poeta respectivă. Am niște cântece cu Magda Isanos care băiatul a scris. Și vreau să-ți spun cu mâna pe inimă că singurul merit care mi-l dau eu este că n-am fost, cum spune românul, curvar. Mie mi-a plăcut să am o iubită. Și aia era sensul vieții mele, o săptămână, o lună, un an, indiferent. Dar n-am putut, în mintea mea nu încăpea loc, nu puteam să spun două minciuni sau o minciună de două ori. Am înțeles. Când cucerești pe cineva, mai exagerești și tinerești. Slăbiciune pentru femei, ce are asta cu restaurantul? Are foarte mult, pentru că într-o minunată zi sună telefonul, aveam telefon la întreprindere. Alo, Octavian, iubitule, nebunule, vai, ce mă bucur că te-am întâlnit. Cine era la telefon? Soția directorului spitalului județean din Oradea, pe numele ei adevărat Suzana Jujo, pe el chema Cutuș, care își lăsase bărbatul la Berlin în gară și ea a venit cu Dacia 1300 până la Malmö, în Suedia, a cerut azil politic și la câteva luni, nu știu de unde știa, mă rog, a aflat numărul meu de telefon, m-a sunat, Tavi, vreau să ne întâlnim, n-a fost vorba de dragoste, n-a fost vorba de să mă acapareze, să avea niște bani, fiind doctor, erau, roțile de spate erau pline cu mai puțin aer. Și ne-am întâlnit în sfârșit și la un moment dat îmi spune că soțul ei a murit. În momentul ăla, în mintea mea, s-a așezat un blocaj, exact, îmi imagineam cum ar fi să cadă odată cortina de fier undeva pe scenă. Cortina de fier pe scenă? Aoleu! Da, mă, și în momentul ăla, parcă așa mi s-a părut că văd o cortină enorm de grea, știi, care cade. Nu mi-am dat seama dacă am pierdut sau am câștigat ceva, dar mi se părea că sunt într-un fel de scândură pe un ocean unde, e adevărat că nu bătea vântul, dar nu știam ce să fac, nu știam să nod, n-aveam mâncare, deci mi s-a părut că sunt sec dintr-o dată. Ia tandră drăguță, știi, mama de mână, zice, știu că ți-a plăcut foarte mult, am fost foarte bun prieten cu Gagiu, că prin el am cunoscut-o pe Suzana, în urmă cu așa niște ani. Și zice, uite, zice, hai, zice, nu vrei să vii să locuim împreună? Ea era tehniciană dentară. Și zice, mă, zic, m-ai luat așa dintr-o dată, zic, nu știu, nu sunt situații, nu mai aveam 20 de ani. Zic, asta se întâmpla în 84. Zic, trebuie să ne gândim, să pritocim, cum spune Ardeleanu, nu? Zic, hai mai întâi să vezi tu, zic, uite, eu am rostul meu în Finlanda, sunt cineva aici, începe să meargă bine, opresc taxiurile pe stradă, mă invită fără bani, eu invit lumea la masă fără bani. Zic, sunt cineva, după 10 ani de emigrație, am ajuns să vorbească ei cu mine, că asta este marele salt când pleci afară. Toți care plecăm afară, suntem înnebuniți să vorbim cu ei, să-i întrebăm, să știm. Nu, trebuie să faci saltul să vină ei la tine. Ce știi să faci? Cât vrei pe oră? Atunci poți să spui că ai sărit pragul. Exact ca într-o limbă străină. Eu am fost profesor de limbi străine. Un om care spune că vorbește o limbă străină, dar traduce în timp ce vorbește cu tine, ăla nu știe limba. Trebuie să ajungi să gândești în limba respectivă. Sistemul gramatical, aranjamente propoziționale, fraze, propoziții, e un salt enorm. Și cu timpul faci. Domnul Octavian Cadia, păi uitați-vă la ăștia care ne conduc, ăștia nu știu să gândească în română, în limba de la mama lor. Ăștia gândesc în belorusă, știi, așa. În belorusă. În belorusă gândesc, așa ziceți dumneavoastră? Păi Rusia albă. Păi da, există Bielorusia. Da, da, dacă spui că gândesc în belorusă, înseamnă că gândesc în Rusia albă era Rusia țaristă, știi? Și acum nu se mai poartă. Am înțeles. Da. Bun. Ce vreau să-ți spun
este că datorită acestei, ca să fac poveste mai scurtă, că mai sunt încă 100 de povești ca asta, așa, am ajuns în Suedia. S-a ținut un indian mai de mine. Mai erați căsătorit? Nu mai erați căsătorit. Nu eram căsătorit, nu, eram liber. S-a ținut un indian de mine care m-a văzut cu tipa și dracu, m-a spionat, nu-mi dau seama cum s-a întâmplat. Dom'le, omul vrea să-mi cumpere negustoria. Eu mi s-a prinsese recălcâile după tanti Jujo și minte nu prea aveam, trebuie să recunosc, de acolo încolo am început să-mi revin la creier. Până la Suzana am tot clădit și nu s-a ales nimica. De la Suzana am căzut într-o pleașcă, așa, odată ți-am spus că am simțit că am rămas sec. Și am început să văd lucrurile, dar am vândut afacerea, ceea ce nu trebuia să fac. Trebuia să dau în chirie sau aveam prieteni în Grecia, puteam să merg în Rodos sau în sfârșit. Și asta a fost o greșeală, dar într-un fel... Acum, la 76 ani, mulțumesc mult înainte și ție. Așa, e bine că așa a fost pașii făcuți de destinul ăla și de Dumnezeu ăla al meu. S-au dus banii? Obținut am plătit înapoi, nu era plătită toată. Am luat 60.000 împrumut și am dat înapoi, când am plecat din Finlanda, vreo 35.000. Și am înțeles cu banca să mai dau înapoi, până la urmă au rămas vreo 10.000 și mi-a dat telefonul zi directorul că l-au schimbat. Zice, ca și președinții ăștia care grațiază pe ultima 100 de metri pe toți, știi? Zice, domnul Octavian, am o bucurie pentru dumneata, dar dai o masă, dai o bere, dai un whisky. Te-am iertat de 10.000, că el avea dreptul, era plecat din bancă, știi? Așa. O bancă suedeză din Helsinki. Și zice, am capacitatea ce tot ce este sub 10.000, zice, să iert și să trec la pierderi planificate sau cum ce vorbe aveau ei. Deci stați un pic, stimați telespectatori. Auziți cum se fac afacerile? Adică nu-i musai să vină banca să-ți ia casa, să te lase falit, să mai trebuiască să și plătești. Există și pierderi planificate. Nu în România. Da, în România există capitalism sălbatic. Există. Bun. Există. Acele iertăciuni, știi, care îți vin și mi-a spus Gageu, zice... Deci noi nu avem conceptul ăsta. Nu. În băncile din România nu avem conceptul ăsta. Și mi-a spus tipul, zice, tu intri în grupa asta, zice, de oameni care eu i-am trecut cu plus, pentru că ai fost bun platnic, zice. N-ai întârziat niciodată cu ratele, am mai întârziat vreo dor de ce mi-ai dat telefon și am știut că ai un necaz și te-am... Deci eu eram la zi, aveam, cum să spun. Și atunci s-a bun, rezolvat și, o problemă. Da, am rămas fără nicio datorie din afacerea mea. În Suedia, bineînțeles, când m-am dus, eram emigrant a doua oară. Că am fost emigrant din România în Finlanda. Când am venit în Suedia, după vreo două săptămâni de mare amoare și floare și efervescență, ne-am dus la bani, emigrație, nu fără bani, am mai avut bani. Ne-am dus la emigrație. Dom'le, zic, uite, zic, eu știu, cocoș, eram finlandeză, lupește, ea era mai de clasa a doua, că venea din România. Când mă duc acolo, îmi taie tipa coarnele din prima înfățișare. Zice, mă întreabă în suedeze, kan du svenska? Eu zic, ha? Păi zice, n-ai ce să cauți la noi dacă nu vorbești limba. Păi zic, sunt finlandez. Și n-aș și ce. Ce n-aș și ce. Și aia s-a acolo unul lângă altul, adică nu... Ce vorbești? E dușmanie pe moarte. Suedia e regat, Finlanda e republică. Și la un moment dat îmi spune doamna, zice, dar nu te speria, văd că te-ai îngălbenit, zice, putem să te ajutăm, uite, te trimit 6 luni de zile la un curs, îți dau bani de autobuz, nu știu ce, zice, dar în 6 luni de zile vei fi obligat să dai un examen de la litera A până la litera, nu știu, era 8, care e 8-a literă, H-ul sau care din ele la alfabetul nostru, notele care vei lua la sfârșitul examenului, te vor ajuta să primești un salariu corespunzător pregătirii, inteligenței, valorii și adaptării tale la noua viață. Eu sunt foarte bun la limbi și am acceptat că mi-a dat seama că o să sar pragul și așa a și fost. După 4 luni de zile, îți fac povestea și mai scurt acum, a venit un norvegian, a intrat în clasă, parcă nu și acum. Ule, îl chema. Norvegian, păi ce căuta în Suedia? Păi era patron, era... Am înțeles. El căuta salariați. Așa, și-a venit Ule. Zice, de non condition ca electrică, ia behöver. Adică? Margareta, profesoara, zice, Octavio, duede, ce tu ești ăla. Că aveam toți fișe la profesoară, știi? Am înțeles. Deci în clasă venise un patron? Mă scoală Gageu, zice, că am viciată și putem să pălăvrăjim puțin. 2 minute. El în picioare, eu în picioare. Zic, da. Ce, cum te cheamă? Vaheter 2. Zic, Octavio, încă de ea, rămesc, am spus acolo. Zice, Mendi frate, bro, bine, chine. Zice, ți ajunge? Stai cât a zis.
se ajunge 32 de coroane pe oră. Eu când am auzit, mi s-a fost muiată genunchii ca halbița. Asta era mult? Era foarte mult, mă. Era salariul unui muncitor calificat, de înaltă calificare. El avea nevoie de electrician în instalații, nu-i trebuia de ăștia să bată cu el. Trebuia să știi sârme, să citești planuri, erau chestii foarte... Așa. Și Margareta zice, Octavian zice, este prima dată în viața mea când un elev de-al meu primește așa un salariu. A venit și m-a pupat gazica pe frunte, zice, gratis în suedeză, gratis înseamnă felicitări. Să nu uiți cuvântul ăsta. Gratis în suedeză înseamnă felicitări. Și dă tipa mâna cu mine, tu ce? De acolo m-am dus direct la lucru. Tipul m-a băgat la magazie, salopete pe mine, scure, nu știu ce, ladă, mașină, Octavian, te duci la adresa cu tare, vezi că era un salon de modă, le trebuie 6 lămpi, la ora 3 să fie gata. Am înțeles. Puse pe perete, legate, tot, în regulă, lămpi din astea, cum aveți voi, știi? Salon așa, de modă, așa, unde veneau gagicile, dădeau din șolduri, care aveau, care nu dădeau din coate, și unele mai gădeau și cu tocul. Aoleu, bun, bun, da, da. Și uite așa, am luat primul meu salariu, am luat 22.000 de coroane. Vreau să-ți spun că o mașină Volvo consumată de 2-3 ani, din aia clasică 140, costa 14-15.000 de coroane. Wow. Deci fă socoteala în ce salt am intrat, da? Bine, eu la toți îți spuneam că am fost patron în Finlanda. Susana făcea, tași dragul, că n-are valoare nimic ce spui tu aici. Ce nu mai spune că ai fost patron, că nu valorează nimic. Deci, la o aruncătură de băți, de scobitoare, ca să zic așa, poți ajunge nimeni, chiar dacă dincolo ai fost... Da? Da, și vreau să-ți spun că am simțit pe pielea mea competitivitatea. Pentru că niște suedești, care munceau săracii foarte greu, electricieni, așa, bine pregătiți și buni, mă împrietenisem cu ei, cântam cu ei cu itara, ăia nu mă vedeau cu ochi buni. Că nu le convenea că vine un străin care n-a lucrat nicio zi cu ei și câștigam la fel ca ei. Și s-au dus ca să vezi ce înseamnă să fii inteligent. Când vrei să lovești pe cineva, nu da cu pumnul, dă cu vorba sau cu gândul, știi? Pășești, cum zic bucureștenii mitici ăștia. Așa. S-au dus la șeful, ce domnule, zice, Octavian, ăsta e nemaipomenit, domnule, am văzut ce știe, îndemânare, citește, vorbește, zice, nu îl dai la noi în echipă, ăștia lucrau în acord. Păi în acord, dragă Mircio, trebuia să montezi 16 corpuri într-o cameră, în 8 ore de muncă. Toate legate cu sârme, cu tot în regulă, tot pe pereți, întrerupătoare, tot ce era, și eu, după 2 săptămâni de zile, n-am reușit să fac mai mult de 8, de niciun fel. Băieții făceau au ajuns 16. La liman. S-au dus la șeful, domnule, zice, ne pare rău, zice, ne-a dezamăgit, nu e cum am crezut noi, zice, nu, cu el ce pierdem bani, într-adevăr, ei pierdeau bani, că ei câștigau cu cât mai mult munceau. Așa. Ceea ce pe mine nu mă interesa, mie mi se părea așa enorm că am fost plătit cu banii aia. Și m-au dat afară din echipă, dar patronul nu m-a dat afară. Patronul m-a trimis înapoi la întreținere și vreau să-ți spun că una din cele mai frumoase munci care le-am făcut în orașul Lund, din sudul Suediei, acum vine Crăciunul, pe data de 28 noiembrie, am primit, eu aveam mașină cu scară, eram mașină de asta de electrician de serviciu, știi? Așa. Aveam toate înăuntru, scule, tot ce trebuie. Și am prins o remorcă, în remorcă erau toate luminile de Crăciun ale orașului care eu trebuia să le instalez până la data de 1, aveam 3 zile. Și ningea, și era o mâzgă de asta și vreme urâtă. Adică ningea, a fost cea mai frumoasă ningea muncă. În Suedia, nu în România. Nu, în Suedia ninsoarea e mai mult decât normală. Acolo sunt 9 luni de iarnă și 4 luni, un fel de amăgeală. Păi asta vreau să subliniez și eu. Da. Dar pentru deci mine atunci a fost ceva. N-am văzut zăpadă, Mircea, n-am văzut frig. Știi cum? Suedezii cu mănuși. Eu, finlandezii, Van Turbinca, român în Finlanda, stai seama, știi? N-aveam treabă cu frigul, domnule. Bine, aveam și sticluță cu mine, mai luam, că nu mă controla nici dracu, știi? Poliția când venea spunea să trăiți. Nu, n-aveai treabă că bei în timpul serviciului. Eu nu puteam la viteza la care lucram și frigul, mă, intra frigul în tine, știi cum? Cu sulița. Nu puteai să răzvești. Dar eu am avut și, am fost și sportiv, știi, și m-a ajutat. Corpul... Două minute de emisiune. Când s-a terminat experiența suedeză? În 1989, când am ajuns, mai întâi să nu mint, în 86 am ajuns la Tel Aviv, am stat 2 ani în Israel, după care... A fost și experiența israeliană? 2 ani am stat. Am vrut să cunosc Israelul pe jos. Am vrut să văd ce-a făcut Iisus Hristos de felul lui. Că din cărți nu credeam ce scrie despre el. Și dacă vrei și avem timp să-ți povestesc, am văzut toate locurile sfinte. Facem asta, experiența... Superbe! Deci, stimați telespectatori,
undeva, cred că nu săptămâna, nu săptămâna viitoare, nu vinerea viitoare, dar de vineri din două săptămâni vreau să facem o emisiune, că și așa intrăm în postul Crăciunului și vreau să vorbim despre experiența israeliană, nu mai zic Capitalism 2, că deja am vrut, nu, inițial am vrut o singură, inițial am vrut o singură emisiune, mai am două minute de emisiune, așa că un minut chiar. Și dintr-o singură emisiune, omul ăsta are de povestit multe, multe lucruri, Mircea, și e păcat să nu le auzim. Ca să luăm capitalismul și să-l punem lângă într-o lădiță cu democrația și cu comunismul și cu alte sisteme totalitare sau dictatoriale, trebuie foarte mult timp. Eu nu sunt nici așa de înțelept la minte. Acum începem, și trecem prin ceea ce se numește viața lui Octavian Cadia până la momentul ăsta și după aia deja, ca să priceapă lumea, după aia o să facem emisiunile de analiză. Da, oamenii ca să priceapă, trebuie în primul rând să știi să vorbești limba pe care ei o înțeleg, una la mână, ceea ce fac profesori universitari. A doua, trebuie să folosești cele mai apropiate noțiuni cunoștințelor lor. Pot să vorbesc cu tine de satelit și de planeta Marte dacă tu habar n-ai și n-ai auzit de Nicolae, cum îl cheamă, am să mă duc aminte cum îl cheamă, lucrează la NASA, are un robot care e a lui, o să meargă în 2022 pe Marte. Deci dacă nu ai cât de cât cunoștințe, n-ai ce să cauți, nu se poate vorbi. Să rămână pentru prezența în emisiune, ne scot. Deci vorbim... Mă bucur. Uite, vorbim despre experiența israeliană. Da. Data viitoare. Da. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi, nu mai am foarte mult timp decât îmi spun, vă spun doar atât, ne revedem luni, urmează punctul pe ei, urmează Top News, nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.